joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super. Bună seara, doamnelor și domnilor. Bun găsit. Invitatul din această seară, intru direct în subiect, este fostul campion și fostul internațional, actualul antrenor Florin Bratu. Lumea îi zice Bratone, alții zic mitralieră. Eu îi mulțumesc că a venit și vă mărturisesc, înainte de a intra în subiect, că mi-a scris cineva de curând și mi-a zis: dom'le, hai nu mai încurca lucrurile, când ai un invitat, ia-o cu el de la începutul începutului, nu de la prezent și te întorci și iar te duci și zice, pentru că ne aiurești. Așa încât cu Bratone, cum îi zic eu, o să abordez discuția din clipa în care a ajuns la fotbal. Sau dacă a ajuns la fotbal după ce a făcut un alt sport. Bună seara, Neovidu. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Să știți că nu am început cu fotbal. Am început cu tenis de câmp. Așa la cum arăți și acum, la 41 de ani, nu? 41 de ani. Și 1,86 înălțime, 87 exact. De ani. Cam aici, 86. Acum ai mai scăzut. Am mai scăzut, 85. Ce se întâmplă? Ai început cu tenisul de câmp. Tenisul de câmp, da, în 86, țin minte când m-am dus în primul an la școală. A venit o doamnă profesoară în clasă cu un caietel, era profesoară de tenis. Și a întrebat cine dorește să vină la tenis de câmp. Eu m-am uitat în jurul meu și nu a ridicat nimeni mâna. Eu... Asta unde era școala, Bratone? Școala 12, undeva, da. Școala adică 12. Ai crescut în aristocrație, în zonă bogată, da, oameni. Zonă bună, dar am fost un copil normal, nu aristocrat, atât de aristocrat. Da, și atunci am început tenisul pentru un an și jumătate, după care... Având o inițiere relativ bună, trebuia să merg la turnee. Erau turnee micuțe. Și în momentul acela m-am oprit pentru că trebuia să plec din București. Nu erau finanțe la acel moment și am renunțat și m-am apucat de fotbal. Și ai început la Dinamo, practic, da? Nu, am început la Voința București. La Voința la Dinamo. Da, la Voința București am fost, că dumneavoastră știți că jucați Cupa Presei acolo, da. Ani de zile. Am început acolo câțiva ani, acolo am prima legitimare, după care m-am dus o perioadă la Dinamo. La Dinamo era antrenor Piții Varga, țin minte. Dar, din păcate, pentru mine, în momentul acela, nu erau condiții foarte bune, eram foarte mulți copii, cred că eram 50 de copii într-o grupă, aveam o singură minge, am stat o perioadă și am plecat. Am plecat, m-am reîntors la Voința, și la un moment dat, în anul 1992, era Sportul Roșu, am văzut o... Pe care îl făcusem noi, echipa da. De azi. Am văzut acolo un anunț. Tatăl meu a văzut un anunț că se fac înscrieri la Clubul Rapid. Înscrieri de la fotbal, de categoria mea. Trialuri, da, cum erau atunci. Și am luat frumos metroul și am ajuns. Într-un fel, cariera de fotbalist ne-o datorez și nouă, că dacă nu citea tata... Am văzut exact. În ziar atunci, poate că nu ajungeam la Rapid. Nu știu. Dar m-a atras chestia aceasta și m-a... Bratone, stai să o luăm așa. Întâi să ne spun celor care nu știu, deși iubitorii fotbal ar trebui să știe. Florin Bratu a fost campion al României cu Rapid, ca jucător, în 2003, da? Da. An în care a fost și golgheterul Rapidului, deci golgheterul campioanei, 11 goluri. A prins 14 meciuri în echipa națională, pentru care a marcat 2 goluri. A jucat o vreme îndelungată și la Dinamo, e legat de Dinamo, veți afla în continuare, dar și în străinătate, la Galatasaray, în Turcia, la Nantes, în Franța și pentru puțin timp la Litex Loveci, în... Da, unde am câștigat campionatul în Bulgaria, și, unde cupă, am... da, și la Valenciennes am jucat. Și la Valenciennes împrumutat de Nantes, nu? Da, da. Bun, și acum hai să vorbim un pic de Piții Varga. L-ai avut antrenor pe Piții Varga, unul din marile talente ale fotbalului românesc, din păcate risipitor, toată lumea știe, băutura l-a distrus și
cum să spun, chiar l-a ucis înainte de vreme. Cum era Piții Varga? E o legendă așa, Piții Varga. Da, era micuț atunci, dar mi-l amintesc foarte, foarte preocupat. Însă nu prea se implica la antrenamente. Atunci avea un asistent, țin minte, parcă îl chema Paul, dacă mi-aduc bine aminte, iar dânsul stătea... 30 ani de atunci, nu? Mai, da, exact, cam așa. Aveai 10 ani. Cam așa. Dânsul stătea pe margine, iar asistentul coordona antrenamentele. Însă era complicat, pentru că neavând atunci foarte multe unelte de a juca fotbal, am renunțat. M-am dus la antrenament o perioadă și atingeam mingea de 2-3 ori pe antrenament. Am zis, bă, nu se poate, nu se poate. Era o singură minge la 50 exact, de golii? Exact, o singură minge o arunca în sus. Dinamo era așa, totuși un plâng. Așa era atunci, așa a fost. M-a marcat chestia aceasta, vă dați seama. M-a marcat chestia aceasta și de aceea am și plecat. Te-ai dus la Rapid, unde erau mai multe mingi. Unde, da, paradoxal, erau mai multe mingi. Și știți că erau din acelea cu petici așa foarte drăguțe, care mai cădeau din când în când, dar nu știu, m-a atras chestia aceasta, că erau mai bine organizați atunci la nivel de copii și juniori. Auzi, Bratone, da, ca să închem cu Piții Varga, capitolul Piții Varga, Dumnezeu să-l ierte, se aduce aminte, erai copil, sigur, l-ai văzut vreodată beat la antrenament? Nu, așa nu, la antrenament nu. E mult folclor, da, legat pentru că, de el. Poate că e folclor și nu vreau să vorbesc lucruri pe care nu le știu, nu le-am stăpânit, nu le-am văzut, dar nu. Veneam dimineața, făceam antrenament, era complicat să fie la ora 9-10 într-o stare. Doar că nu se implica foarte tare. Da, era perioada în care nu se implica foarte mult. Bun, și a ajuns la Rapidul condus de Copos pe vremea aia, nu? Păi 92, cred că 92 a venit, da. Domnul Copos, ceva de genul. Da. Eu aveam 12 ani, da, și am ajuns, eu fiind născut în 1980, ultima grupă care era formată din jucători, copii născuți în 1979. Și mi-a spus, domnule, în câteva luni se face această grupă, încă nu putem să-l primim. Iar tatăl meu a insistat, a spus, vă rog eu frumos, vedeți, am venit până aici, venim din aviație, am schimbat metrou. Tatăl tău fiind microbist? Nu, dar a insistat pentru că a văzut că îmi place foarte mult mie, a insistat să fac fotbal. Domnul antrenor de atunci, țin minte, Gică Costinescu se numea, a spus, domnule, nu se poate, e mai micuț, ce joacă la un moment dat, că tot a insistat tatăl meu vreo jumătate. A spus, extremă dreaptă. Deci nu se poate că aici, pe postul de extremă dreaptă, avem un jucător care e foarte iute, este de vreo 2 ani în cadrul clubului. Și a spus, bine, haide că îi dau o șansă. Mergem pe tartanul din Giulești și dacă pe 50 de metri îl ia pe băiatul ăsta la viteză, vă dau o șansă copilului. Și eu n-am avut niciun fel de probleme. Deci, tată, ești pregătit? Sunt pregătit. Haide să-i dă drum. Ne-a scos pe amândoi pe teren, incredibil a fost. Și ne-au pus să alergăm pe 50 de metri, țin minte, pe Giulești. Neovidiu, l-am lăsat vreo 3-4 metri în spate. Pe băiatul, da, acela. A fost și, una dintre, da, armele tale. Și așa am rămas la Rapid. M-a oprit în lot și așa început... Cu care ai câștigat tot ce se putea câștiga la ora aia. Campionat Baia în 2003, cupă și supercupă. Și două supercupe, da. Și două supercupe. Da, da, da. Și sunt și campion național la tinere rezerve. Țineți minte dumneavoastră, în 99 era un campionat foarte puternic, cu Ionuț Chirila, antrenor, da. Dar spune-mi, dinamovist, adică ai început la Dinamo și ai trecut la Rapid. Nu, da, eu stăteam mai aproape de Dinamo, fiind în aviație, erau vreo 3 stații de tramvai. Tramvaiul 5 ajungeam imediat la Dinamo. Mă duceam la foarte multe meciuri, fiind mai aproape, și așa am simpatizat cu Dinamo. Da, dinamoviștii nu ți-au reproșat trecutul de Rapid? Să știți că mi-au reproșat la început. Țin minte că în ziua în care am semnat cu Dinamo, eram în birou la Cristi Borcea cu Giovanni Becali și au venit atunci Elias Bucurică și cu Tararache și... Cei 3 lideri de galerie. Exact, exact, care erau atunci și mi-au spus că
nu sunt ranchiunoși, că îmi dă șansă, dar depinde foarte mult de mine, cum voi gestiona această situație, cum voi juca, ca ei să mă respecte în continuare. Și le-am spus că le mulțumesc pentru sprijin și o să încerc să-i fac fericiți. Vă dați seama, primul meci Nea Ovidiu, Supercupa României, Dinamo Steaua pe Cotroceni, 2005. Am câștigat 3-2, primul gol înscris de mine. Au început deja să mă iubească. Aia, ăla a fost meciul cu Steaua când ai smuls Fanion. Ăla a fost 2008. Mai târziu. Da. Dar pentru, primul meci al meu oficial la Dinamo a fost cu Steaua. Pentru cine nu știe, bratul după un meci cu, după un gol marcat într-un meci cu Steaua, a smuls Fanionul din colțul terenului și l-a folosit în sens de mitralieră, de unde și porecla de mitralieră. Da. Mai zice lumea mitralieră, nu? Dinamoviști, da? Doar Dinamoviști. Așa. Bun, deci ai avut ceva probleme venind de la Rapid? Da, am avut. Am avut probleme în momentul în care am semnat, am fost amenințat de către suporterii rapidiști. Am primit telefoane. Au fost multe probleme. Doar că eu atunci am vrut să mă întorc la Rapid în 2005 Nea Ovidiu și din păcate cei de la Rapid nu m-au luat. Au spus că au atacanți în momentul de atunci. Eu m-am antrenat o perioadă, era Viorel Hizo antrenor, m-am antrenat o perioadă cu ei de 2-3 săptămâni la ProRapid. Am vrut să semnez cu Rapid. Mi s-a spus că nu se poate în momentul acela. Cristi Borcea a intrat imediat pe fir și m-a luat la Dinamo. Trebuia să joc și eu undeva, să pot, da, să continui activitatea. Mă, vrând nevrând, ai avut contacte, legături și cu George Copos și cu Cristi Borcea. Ia, hai, vorbește-mi despre ei. De care te-ai simțit mai apropiat, așa mai... Păi de Cristi. Cristi... Bine, și da, ca vârstă, diferiți, ca să zic sunt diferiți. Așa. Domnul Copos este mult mai mai echilibrat, nu promite lucruri, încearcă tot timpul să să te păcălească dacă poate, dar este o strategie atunci când ești om de afaceri. Îți dă impresia că face ca tine, dar de fapt întotdeauna face ca el. Da. Și nu, chestia asta nu te atrage. Pentru un tânăr jucător cum eram eu atunci, nu m-a atras lucrul acesta. Pe când Cristi Borcea, fiind nu foarte departe de vârstă de noi atunci, știe să te apropie. Știa să te apropie, te chema la birou, avea discuții cu tine, îți mai promitea o primă, nu știu, ne scotea la un restaurant. Avea lucruri care știau să era apropie. Mai deschis. Era Borcea. mult mai deschis și mult mai prezent lângă echipă, lângă jucători. Auzi, Bratone, dar e adevărat că venea cu geanta de bani? Adică... Mai venea, într-adevăr. Intra în cabină și începea să... Sau la birou? Nu. Venea în vestiar și promitea, domne, astăzi aveți atâta. Banii uitați-i aici, luați-i. Da, acum o să-l dezamăgesc pe cel care mi-a scris, dar o să busculăm din nou. Hai să vorbim un pic de Dinamo de astăzi și o să ne întoarcem. Da. Ce părere ai de ceea ce se întâmplă acolo? Că nu mai înțelege nimeni nimic. Acum înțeleg că iar a venit Cortasero, iar vrea să facă adunare generală. Nu... Păi, Nea Ovidiu, în acte Cortasero este acționar majoritar, are 70%. Acum DDB-ul sunt cei care au ținut în viață Dinamo. Însă au venit foarte multe datorii. Sunt foarte multe datorii, între 6 și 7 milioane de euro. E, aici Dinamo acum are probleme și s-au împotmolit lucrurile și vedem că la nivel de echipă nu mai este stabilitate. Jucătorii, ce înțeleg din declarațiile lor, nu și-au primit salariile, angajații de asemenea, și s-a luat această măsură, da, de a intra în insolvență, ca echipa să intre în insolvență a doua oară. E prima echipă, cred că, din primul eșalon al României, care intră a doua oară. Care face a doua insolvență. Da. Bun, acum DDB-ul, jos pălăria, dar și DDB-ul poate să strângă o sumă de bani, dar milioanele astea de euro... Eu am spus că e foarte greu, și vorbesc de luni de zile, de un an de zile, e foarte greu ca ei să susțină acest lucru. Cum puteau să susțină și oamenii să fie aproape? Doar dacă echipa avea rezultate. Adică echipa acum, nu știu, juca cupe europene.
cel puțin, nu mai spun de campionat. Atunci era, se crea o altă emulație și oamenii, cei care, nu știu cât au, peste 15.000 de abonați, de cotizanți, veneau lună de lună cu o sumă de bani. Pentru că o făceau cu drag. Dom'le, iată că banii noștri au avut până la urmă succes și echipa se mișcă. Dar în momentul de față, când echipa de 2 ani se bate la retrogradare și omul vine tot timpul cu bani, 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 bani și nu sunt rezultate, te saturi și nu mai Dar cine crezi că e de vină, Bratone, că s-a ajuns aici? Nu, Ovidiu, sunt lucruri vechi din punctul meu de vedere. S-au tot acumulat Că tu ai fost datorii. Și antrenor la Dinamo. Și la Dinamo 2, cu care ai și câștigat campionatul de tineret. Mă rog, Under 19. Și pe urmă și la echipa primă. O să discutăm și de asta. Dar cine crezi că e vinovat pentru impasul ăsta extraordinar? Da, e greu, că eu n-am fost în plan administrativ. Nu știu exact cum s-au gestionat banii acestea. Este clar că lucrurile la un moment dat nu s-au făcut bine. Nu s-au gestionat bine, pentru că s-au acumulat datorii. Datorii se acumulează atunci când nu ai un buget exact și când treci peste bariera pe care ți-ai propus-o. E, lucrul acesta s-a întâmplat la Dinamo și nu s-a reușit ca la alte cluburi, în momentul în care ai avut o strategie și ai format câțiva jucători tineri buni, să poți să vinzi pe o anumită sumă și să te echilibrezi financiar. E, lucrul acesta nu s-a întâmplat la Dinamo, din nefericire. L-am întâlnit și eu și m-am lovit de această situație atunci când am fost antrenor și, sincer, de atunci echipa suferă. Dar tu ai fost antrenor o perioadă scurtă și din ce mi-aduc eu aminte, ți s-a reproșat faptul că venind de la echipa de tineret, ai promovat foarte mulți tineri și că n-ai avut rezultatele scontate, deși la Dinamo de multă vreme echipa nu mai are rezultatele dorite. Ne-au văzut să vă spun ceva. Eu în ultimii 4 ani, la nivel de meciuri, puncte, sunt antrenorul cu cele mai bune rezultate, cele mai multe puncte acumulate. Eu am câștigat un play-out. Pe mine, Dinamo Solon cu începutul, m-a adus pentru a promova tineri. Eu eram antrenor la echipa națională a României, Under 18, am fost sunat într-o dimineață de către domn Bălănescu și Negoiță, te dorim aici. Păi de ce? Păi vrem să promovezi tineri, nu mai avem șansă, suntem într-un moment dificil. Atenție că Dinamo putea retrograda atunci, au intrat în play-off cu 20 de puncte. Ei, eu am reușit să fac 54 cu echipa, să câștig play-out-ul și să promovez 8 tineri, 8 jucători pe care eu i-am debutat. Și de care Dinamo... Între care? Spune niște nume. Între care Grigore, Ricardo, Neicuțescu, Ciobotariu, cine mai era... Foarte mulți. Gheorghe Ion, care acum e pe la voluntari. Așa, bun. Deci i-ai promovat 7-8. Bun. Da, sunt mulți. E, lucrul acesta nu s-a ținut cont în următorul sezon. În următorul sezon s-a pus presiune. Eu am avut un deal cu ei. Când am ajuns acolo, am stabilit așa. Dom'le, nu anunțăm pentru sezonul următor că Dinamo se bate la campionat. Nu. Obiectivul nostru, la ce ne permitem acum, trebuie să fie salvarea de la retrogradare. Atenție, e un lucru foarte important. Să nu punem presiune pe jucători, pe... Ăla era un obiectiv realist. Realist la ceea ce ne permiteam noi, ne-au văzut. Nu merge să declară. Ei au văzut că eu am câștigat play-out, au spus, nu, domnule, vrem să fii anul următor în play-out și mi-au schimbat într-o săptămână, 10 zile, obiectivul și a trebuit Bratone să facă scouting, să stau până la 10-12 noaptea pe la Săftica, să aduc și jucători, să fac și antrenamente. Mi-a fost foarte, foarte greu. Adică erai mai mult decât un antrenor, exact, era un fel exact, de manager. Exact, exact. Și făceai și treaba altora. Da, exact. Și lucrul acesta nu a funcționat. Și eu mă așteptam, pentru că eu am lăsat echipa națională a României, Under 18, unde aveam rezultate foarte bune cu ei. Mă așteptam, m-a dezamăgit tare mult acest lucru, că nu mi-a dat mai mult încredere Dinamo. În general, la federație sunt posturi călduțe, adică stai ani de zile și n-ai probleme. Pentru mine nu asta era. Pentru mine, eu reformasem o echipă, da, jucătorii născuți în 2000, care acum au apărut și pe la prima ligă, mă refer la Sefer,
pe care l-am avut, care l-a Rapid, și mă refer la Mihăilă. Eu am fost primul antrenor care l-a luat pe Mihăilă. Cel de la Pisa, Craiova Pisa. Da, la Parma. Parma, da. Eu l-am adus pe Mihăilă prima dată la nivel de echipă națională de juniori. Eu l-am văzut la Craiova, da? Și am plecat de acolo, normal, mi-am dorit, a fost unul din visurile mele să antrenez Dinamo, m-am dus la Dinamo, însă eu cred că s-au debarasat foarte, foarte repede. Cum s-a produs ruptura? Te-ai certat cu cineva? A fost episodul acela cu Nistor atunci, dacă țineți minte dumneavoastră, când după un meci, eu am vorbit cu el înainte, eram într-o situație în care el primise o ofertă de la FCSB, mie mi-a spus că vrea să plece la FCSB în birou. Eu am spus că o să vorbesc cu domnul Negoiță, să vedem ce părere are. Nu a fost lăsat să plece la FCSB și a fost supărat. Timp de 3 săptămâni, supărat, tot timpul nemulțumit în vestiar, a transmis un vibe așa negativ jucătorilor și ușor, ușor, după 2 meciuri în care nu am câștigat cu Astra și la Craiova, s-a pus problema schimbării. M-am dus, am avut un ultimatum dat de domnul Negoiță la Iași, unde am pierdut 1-0, atunci când Nistor a greșit la primul gol, pierde mingea și se oprește și am pierdut acel meci, după care eu am dat acele declarații pentru că mi s-a părut normal, trebuie să-mi apăr și eu munca și anii pe care i-am petrecut la Dinamo. Eu în prealabil am avut să am o discuție cu ei. Am spus, Dane, dacă simți că nu poți să dai maxim, nu ești concentrat și te gândești la FCSB, mai bine nu te bag. Nu, mister, că sunt bine, că joc. A spus, bine, dar dacă ești bine, haide să câștigăm. Dacă nu, îți dai seama, mie, domnul Negoiță, mi-a spus că dacă nu câștigăm, trebuie să ia niște măsuri. Ce măsuri se pot lua? O să schimbe antrenorul. Așa că trebuie să spun și eu niște lucruri la sfârșit de meci. Acela a fost episodul. Și ce ai spus după meci? Adu-le aminte oamenilor. I-am spus că el s-a gândit foarte mult la acea ofertă, că mi-a destabilizat vestiarul prin ceea ce aveam și eu informații din interior, prin ceea ce spunea jucătorilor tineri și așa mai departe și... Asta a fost. Cei din conducerea clubului au spus că nu trebuia să dau acele declarații și că niciodată nu se va pune în balanță între un jucător și antrenor, că va câștiga tot timpul jucătorul. Așa bine, mi-a dat asta e la noi lege. Așa mi-a dat de înțeles și după acel meci mi-am reziliat contractul. Tu crezi, acum întorcându-ne, vorba aia, au trecut atâția ani, crezi că a fost o lucrătură? E posibil, dar nu o lucrătură, cum să spun, voită. A fost, cred că, o lipsă de implicare, 100%. A fost o, cum să spun eu, o atmosferă nepropice pentru a câștiga meciuri în momentul acela. Când ești nervos, când te gândești doar la transferuri și la bani, e complicat să-ți iasă lucrurile și să fii minte limpede ca să ai un progres. E adevărat. Acum, și tu ai devenit victima acestui concurs de împrejurări nefericit, da, ca să zic așa. Și Dinamo s-a despărțit de tine practic fără regrete. Adică te-a scos și cu asta... Da, păi asta spun că eram pe locul 7 după 9 etape, atunci la 2 sau 3 puncte de play-off, adică nu era un moment în care să schimb, era un moment în care se puteau lua niște decizii, eu împreună cu conducerea, la nivel de echipă, și se linișteau lucrurile, că știam ce am de făcut. Lotul acela era făcut de mine, în mare parte. Vezi, Bratone, pe vremea aia, locul 7-8 în Liga 1 pentru Dinamo era o catastrofă. Da, da. După aia, când a ajuns pe 14, înțelegi? Da. Pe 13, când era ultima, deja lucrurile mai erau atât de dramatice, ca să zic. Da, și da, eu mă bucur pentru un lucru, că am reușit să, după acea perioadă din 2017, în care am ieșit campion cu echipa de juniori Under 19, împotriva Academiei Hagi, să promovez niște jucători care meritau. Ăsta e lucru și care au apărut ulterior și la nivel de echipă națională și România se poate folosi de bun, dar în demiterea ta, cine crezi că a jucat rolul principal? Cum se cheamă? Negoiță?
cineva din conducere sau direct el ca patron în momentul ăla? Păi, probabil că el lua decizii. Nu știu acum dacă am fost influențat de cineva. Mie nu mi-a spus nimeni acest lucru. Dar dacă au luat decizia aceasta, teamă că s-au gândit mult. Au avut ei ceva împotrivă. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar cert este că eu am dat 200% la Dinamo și am fost foarte, foarte dezamăgit de ceea ce a fost atunci acolo. Pentru că stăteam la Ovidiu câte 8 ore pe zi la Săftica și nu e ușor, sufăr mult. Plus de asta v-am spus, am plecat de la echipa națională, unde sincer m-am simțit adică foarte, într-un foarte... fel ți-a încurcat viitorul, ca să zic așa. Da, nu-mi pare rău, nu, să nu înțeleagă, nu-mi pare rău că am venit la Dinamo, că era unul din visurile mele să antrenzeam. Îmi pare rău că nu mi-au dat mai mult credit și nu am continuat. Iar ulterior am văzut că domnul Negoiță a făcut niște declarații acum câteva luni că niciun antrenor de la Dinamo din ultimii ani nu a pus baze pe tineri sau că și-au dorit foarte mult jucători cu experiență și total dezamăgit. A uitat ce a discutat cu mine, din păcate. Și până la urmă sunt lucrurile care... Da, au rămas. Numele. Eu sunt singurul antrenor care a promovat tineri la Dinamo. În masă. Atenție, în masă. Mă așteptam să spună lucrul ăsta. Dar cred că l-a uitat. S-a debarasat de fapt. Dar cine te-a anunțat că ești dat afară? Negoiță? Bălănescu. Te-a chemat în birou și ți-a zis... Da, da. Pași la revedere nu, și pa. Nu. A fost respectos. Nu. Pratone, până aici a fost, trebuie să găsim o soluție ca să reziliem contractul. După care, din păcate, în antrenorat nici n-ai ales foarte bine, dar nici n-ai reușit foarte mi-au tare. Mi-au venit până așa că n-am ales bine. A fost și Aerostar Bacău, da. Chiajna. Nu, a fost Aerostar, Turist. Turist în Măgurele, da. Chiajna. Eu am vrut să muncesc. La Aerostar când m-am dus, poate că m-am pripit puțin în alegere, pentru că eram foarte dezamăgit de perioada Dinamo, având această ofertă foarte rapid. În condițiile în care, atenție, am avut ofertă de la Petrolul, m-au sunat, în același timp, în aceea zi, și de la Ucluj, în care am și negociat cu Sabău. Așa. Doar că eu apucasem să merg la Bacău, să vorbesc cu oamenii aceștia și să-mi dau acordul că mă voi duce acolo, chiar dacă nu semnasem. Și m-am dus acolo. Am învățat lucruri. Fac parte din experiența mea și sigur mă va ajuta în următorii ani. Pentru că meseria aceasta de antrenor este extrem de complexă și de complicată. Iar în ultimii ani, într-adevăr, poate n-a ieșit atât de mult cum îmi doream eu, dar nici nu am fost înconjurat de oameni, într-adevăr, de fotbal, care să susțină un antrenor. Nu, Ovidiu, eu am văzut declarațiile antrenorilor mari, care spun așa, Klopp, de exemplu, a spus, domne, când am semnat cu Liverpool, le-am cerut ca primii 3 ani să nu-mi ceară nimic. A fost primul lucru adică pe care... Adică niciun obiectiv exact, de performanță. Da, la noi, în România... Dacă se poate să semnezi azi și să ai rezultate ieri, este formidabil. Nimeni trebuie să înțeleagă oamenii că nimeni nu are nicio baghetă magică. Da. Nu poți să faci cu ea prin vânt, să fluturi și... Când lucrezi cu omul, este complicat. Este extrem de complicat. Îți trebuie timp și răbdare. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbox, împreună suntem super. Da, bine, acum, cum să spun, ai făcut și pariuri nefericite. Pentru că Aerostarul a retrogradat, acum a căzut și din B, nu? Aerostar. Da, a căzut anul ăsta, da. Turistul s-a desfințat, da. Chiajna a căzut și ea din A în B. Adică, păi, Chiajna era un B când m-am dus eu. Știu. Da. Da, într-adevăr, eu, sincer, Neovidiu, iubind această meserie, nu m-am uitat neapărat, stai, că au fost în C, în B, în... A fost o provocare. Am luat-o ca pe o provocare și am vrut să lucrez. Am vrut să îmi pun în practică ceea ce doresc. Dar e
nu e atât de simplu pe cât a apărut și nu au funcționat lucrurile la parametrii pe care îi doream. Doar că am câștigat, v-am spus, în experiență și în, cum să spun eu, în viziunea asta de a vedea lucrurile, de a ști cum să le pui după cealaltă echipă. Nu poți decât prin practică. Bun, dar deocamdată, acum, fără să te superi pe mine, experiența nu prea te ajută, că de cât timp stai? Păi stau din noiembrie. Deci în curând se face un an, mă rog. Da. Nu chiar, da. Da. Bun, da, da, dar nu, au mai fost niște discuții. Și în momentul de față ești sub contract cu DigiTV, deci, da, cum da. Să spun, ca să zic așa, nu mor de foame, da. Doamne iartă-mă. Nu sunt caz. Dar ai vrea să te întorci în antrenorat? Da, 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 clar. Și ceva? Mișcă ceva? A început să miște. Bate peștele? A început să bate peștele, da, și sper că dacă nu luna aceasta, luna viitoare să încep treaba. Adică e vreo ofertă concretă? Sunt discuții, da. La nivel de Liga a doua la noi, e un interes și de afară. De unde de afară? Din țările arabe, aproape de noi. Nu, mai aproape de noi. Ce? Turcia, ce? În Turcia e greu. Bine, tu ai jucat în Turcia, ne întoarcem, da, vorbim da, și despre asta da, imediat. Da. Nu vrei să ne spui unde? Deocamdată nu. O să vă spun când am ceva sigur și vă spun de asta prima. Bun, apropo de Turcia, de la Rapid ai plecat la Galatasaray. Da. A fost un transfer fastos. Da. Pe foarte mulți bani, 2,75 milioane de dolari. Asta nu știu eu, da. Bun, și o discuție întreagă legată de transferul ăla, că banii n-au ajuns, dar cum a fost? Păi da, Ovidiu, eu nu am participat la negocieri, eu mi-am negociat doar salariul meu. Da, știu, au fost probleme la acel transfer, ce am văzut și eu în presă, și am văzut repercusiunile după aceea, după ani de zile. Cert este că am fost și eu în calitate de martor și la DNA, calitate de martor și la, cum îi spune, la tribunal. La tribunal, exact, așa, la tribunalul București. Instanță. În instanță. Am fost o singură dată și la DNA și la tribunal. Am spus ceea ce eu știam. Mi-am menținut declarația. Bun, acuzația care a fost? Că nu din 2.750.000 foarte puține au ajuns la club, nu? Da, așa se știe. Restul atunci, nu știu, filat impresari. Nu știu exact, că eu nu am participat, nu participat la negocieri. Tu asta poți să ne spui. Ce salariu ai avut la Galatasaray? Foarte mic, 200.000. Bani? Da. Cam mic, e adevărat. Eu credeam că ai avut mai mult. Nu, foarte mic. Și la Galatasaray mai erau doi români atunci, Gabi Tamaș? Păi nu, da, Gabi Tamaș, care se transferase, cred că cu o lună, două înaintea noastră. Și în Ovidiu același Petre, timp, nu? În același timp, eu cu Ovidiu Petre. Așa. Și cum era? Cum a fost cu trei români? Păi a fost foarte bine o perioadă. Gabi Tamaș în iarnă, după aceea, la câteva luni, s-a transferat la Spartak Moscova. Dar ne ajuta mult, pentru că turcii sunt ei deschiși, erau obișnuiți cu românii, însă, având religia musulmană, mai au și mici reticențe. Însă l-am avut pe Fatih Terim, care Fatih Terim pentru antrenor. Mine... Antrenor. Fatih Terim pentru mine a fost ca un tată. A fost antrenorul care mi-a influențat și cariera de jucător, dar și cea de antrenor, pentru că am împrumutat foarte multe lucruri de la el și ne-a ajutat extrem de mult în perioada aceea și vreau să vă spun că 3-4 luni în care nu luam salariu, deci Galatasaray în anul acela 2003-2004 a avut probleme financiare extrem, extrem de mari. Iar adică Fatih Terim, Galata Terim, nu plătea la timp. Da, da, Fatih Terim, păi nu, în România se plătea la timp atunci. Păi tocmai. Dar nu erau salarii la aceea, pentru că eu când am plecat de la Rapid, aveam 12.000 de dolari pe an, Neovidiu. În 2000. Aveam mai mult un bacșiș decât un salariu. Și eram câștigat în campionat, cupe, supercupe, eram golgheturi echipei. În fine, astea erau datele problemei atunci. Vorbeai de Terim. Că vorbeam și de domnul Copos. Da, și de Terim, care, sincer, în momentul acela, văzând că suferim puțin financiar, eram la început,
a fost omul care ne-a chemat, ne-a chemat în birou și pe mine și pe Ovidiu și încerca să ne ajute. Ba cu bani, ba, nu știu, cu orice putea el la casă. Dădea bani de la el? Păi da, își dădeam înapoi după aia la salariu, da. Un fel de împrumut. Da, un fel de împrumut, exact. A fost extraordinar. Și acum țin legătura cu el, vorbesc cu el. Chiar săptămânile trecute, da. Spune-mi, se mai vorbea despre Hagi, de Gică Popescu, de perioada aia. Am avut pe Gică antrenor. După aceea a plecat Terim. Când a perioada aia scurtă. Da, și l-am avut pe Gică 4-5 luni antrenor. Pentru că Fatih Terim nu a mai putut gestiona situația aceasta financiară cu jucători nemulțumiți, a plecat și a venit Gică Hagi. Iar Gică Hagi, normal, numărul 1, cum știți, în Turcia, a reușit să produc acest lucru pe teren, prin prestațiile lui, și un om foarte respectat. Dar, na, cu noi, în perioada aceea, având și acele probleme financiare, până să vină Gică, eu și Ovidiu jucam meci de meci, după aceea am jucat mai puțin. De ce? Adică a venit un român? Da, da. Nu eram pe filozofia lui. Am jucat un meci, două, la început, după care am fost trecut pe bancă. Deci, practic, venirea lui Gică Hagi nu v-a ajutat, din potrivă. Nu ne-a ajutat, da. Atunci, în momentul acela, nu ne-a ajutat. N-am ce să-i reproșez din punctul ăsta de vedere. Așa a gândit el. Acum, fiind și eu antrenor, poate n-a vedea altfel lucrurile. Și așa Gică a reușit să jucăm mai puțin. Adică v-a cam scos din echipă, cu alte cuvinte. Ca da, jucam să nu... din ce în ce mai puțin. Din ce... Dar nu o perioadă lungă, a fost o perioadă mai lungă. Auzi, Bratone, Gabi Tamaș era și pe vremea lui Galatasaray tot așa rebel, tot boem, tot... Gabi Tamaș, ne-a Ovidiu, ții minte, m-a luat pe mine și pe Ovidiu Petre după un antrenament și ne-a spus așa: bă, haideți cu mine, unde? Mergem în bazar. Ce ai nebunit, ce facem bazar? Ne cunoaște toată lumea. Ce vreau să-mi iau și eu un lanț de aur. Cine mă, Gabi, hai să mergem. Ne-am îmbrăcat, am făcut duș, ne-am îmbrăcat, am plecat în bazar. Deci vreau să vă spun că s-a strâns lumea în bazarul ăla ca la concerte și Gabi al meu și-a luat un lanț de un kilogram. Un lanț de aur de vorbe, un kilogram. Nu putea să ridice gâtul. Zic, ce faci cu ăsta? Te duci la bătaie cu el, ce faci? Nu, așa îmi place. Îi plăcea tot timpul să fie extravagant, să iasă în evidență un tip extrem de simpatic pe care eu cunosc de mult. Am jucat de la 17 ani cu el la Brașov, la Tractorul și, da, simpatic, foarte inimos. Foarte inimos și foarte, foarte corect pe teren. Da, și caracter, numai că... A avut și ca oricine. Lui. Ca oricine are și puțină... Auzi, Bratone, dar lanțul l-a plătit? L-a plătit? Păi costa, păi da, probabil... Păi, să vă spun ceva. Deci când mergeam în bazar, Neovidiu, dacă era 10 dolari gramul, pentru noi era 2. Da, adică... Cam așa era paritate. Aveam și avantaje când mergeam acolo. Ia, hai ca să ne destindem un pic, mai povestește-ne ceva cu Tamaș. La chefuri nu vă lua, că lui mai plăcea și... Păi nu, a fost la Dinamo, după un chef foarte bun. Ioan Andone, antrenor, avea dânsul un restaurant, nu știu dacă țineți minte, lângă televiziunea română. Exact, pe colț acolo, da. Și ne-a luat odată și, nu știu, cred că nu funcționa echipa, am avut o înfrângere, două. Și ne-a pus așa pe toți la masă, a dat un pumn în masă și a spus: băi, din momentul ăsta nu mai pleacă nimeni aici, stăm 5 ore, bem, mâncăm, de mâine la antrenament și nu ne mai bate nimeni. Avea o, nu știu, un har de a strânge toți jucătorii pe lângă el. Despre Tamaș, da. Așa. Și adică uita, era restaurantul. Da, și Neandă stătea lângă el, așa, nu spunea nimic, ca să uita. Păi, ce nebun ăsta, dar reușea, avea veleitățile acestea de lider și până la urmă, știi, îți transmitea și ție, pentru că jucătorii sunt diferiți. Unii, din punct de vedere emoțional, suferă, unii au nevoie să fie motivați, unii au nevoie să fie puțin
Zguduiți, da, da. Sunt fel adică și fel. Tamaș, cu toate nebuniile lui, cum să spun, calități de lider. Calități de lider. Și ceilalți îl și recunosc datorită valorii lui, adică îl privesc ca pe un lider. Că degeaba crezi tu că ești lider dacă ceilalți nu te tratează ca pe un lider. Păi da, și liderul până la urmă se vede, se cunoaște. Iar la rândul lui creează caractere pe lângă. Iar Tamaș făcea lucrul acesta. Chiar dacă erau foarte mulți jucători în echipă atunci la Dinamo care erau mai mari ca și vârstă decât el. Dar el, când intra pe teren Ovidiu, dădea 200%. Și dacă nu s-a antrenat două luni, și acolo, era cel mai bun. 37 de ani. Păi da, este incredibil. Eu, 30, cred că face 38, dacă 38, nu, cred că în toamnă. Ăsta este Gabi Tamaș. Cu bune, cu rele, un fotbalist bun până la urmă. Are o vână, are o fibră. Exact. Cum exact. Era Cornel Dinu pe vremuri. Iar la Galatasaray, să vă mai spun una. Care e așa, tragicomică. Ne-am mutat noi, deci Ovidiu Petre stătea într-un bloc, eu la blocul alăturat, și lui, nu știu cum au reușit să-i spargă apartamentul. A fost niște probleme la apartament. Lui Ovidiu Petre. Da. Și noi de frică atunci, și Ovidiu și cu mine, ne-am luat pistol din acela cu, cum îi spune? Cu bile, da. Deci nu mai, râdeam de nu mai puteam. Stăteam cu el și dormeam cu el în pat, la cap, ca să ne intre hoții peste noi. N-a mai venit nimeni, bineînțeles. Aveam așa niște chestii. Vă dați seama, aveam 23 de ani, Ovidiu. Eram copii pentru acea vreme. Bun, regres perioada Galatasaray, te-ai așteptat la mai mult în perioada aia totuși? Mă așteptam, eu acolo m-am simțit cel mai fotbalist, la Galatasaray, pentru că mă cunoștea de la primul angajat de la aeroport la Istanbul până la, nu știu, doamna de serviciu de la Floria, de la baza de cantonament a celor de la Galatasaray. Te simți extraordinar. Doar că problemele financiare pe care le-au avut în acel an au făcut ca, după un sezon, să mă vând la Nantes. Lumea la Istanbul nebună cu fotbalul, nu? Maniaci, da, foarte... Bolnav, am văzut și eu, cu Lucescu, că nu puteai să mergi pe stradă cu el. Da, dar știi ce mi-au plăcut? De exemplu, am jucat împotriva lui Fener, am jucat împotriva lui Beşiktaş. Pe stadion acolo ți-ar fi rupt capul dacă ar fi putut. Dacă te întâlneai cu ei separat, îți pupau mâna. Pe românește. Deci da, da. Aveau respectul acesta. Formidabil. Adică făceau diferența între stadion și în afara lui. Bun. Și de la Galatasaray la Nantes în aceeași perioadă cu Dănciulescu, nu? Păi nu, Dănciulescu... Sau era acolo? Nu, Dănciulescu n-a fost la Nantes. Dănciulescu trebuia să ajungă trebuia la Nantes. Să ajungă și m-au transferat pe mine în locul lui. Nu știu care au fost problemele la transferul. Se vorbea atunci de BD în acțiune, că era filmul la modă, cea da. Bratu și păi Dănciulescu. Da, au fost după aceea la Dinamo, BD în acțiune, în sezonul... Dănciulescu a fost 2007, în tot felul de combinații 2007. De astea, că a fost și cu Niculescu și cu... Da, da, păi nu mai era Claudiu și am rămas eu. Și deci, practic, tu ai ajuns la Nantes în locul lui Dănciulescu. Da, n-au putut să facă transferul lui Dănciulescu, nu știu ce s-a întâmplat. Pe mine a vrut să mă ia Loții Belloni la Rennes, atunci, de la Galatasaray, doar că Loții a vrut să mă ia un an împrumut cu opțiune. În aceeași perioadă a vrut să mă ia și Anderlecht, pentru că eu jucasem cu Rapid împotriva lui Anderlecht pe Constant Van de Stok, am înscris un gol la celebrul meci 3-2. Și le-au plăcut celor de la Anderlecht și au vrut să mă ia, dar la fel, tot cu un împrumut și după aia o perioadă de 5 ani de zile. Iar Nantes a intrat pe fir și a fost cea mai fermă. Noi îl vrem pe jucător pe 5 ani. Iar un rol important, ții minte că l-a avut și Viorel Moldovan, de la care oamenii administrativi atunci și-au luat informații. Îi mulțumesc pentru că el a vorbit foarte frumos despre mine. Eu practic i-am preluat numărul 9 al lui pe care l-a avut. El fiind golgheterul campionatului Franței la vremea aia. Nu știu dacă a câștigat campionatul, nu? Sau n-a câștigat cu ei. Da. Cu ei în 2000-2001. Oricum a fost golgheterul campionatului. A fost unul din golgheteri, da, da. Un om foarte respectat, Viorel Moldovan, în Franța, la Nantes, în deosebi. A făcut o imagine bună fotbalului român. Și dacă ar fi să caracterizezi perioada de la Nantes? Foarte grea, Ovidiu. Mi-a fost extrem de greu din punct de vedere fizic.
nu am făcut mai față. Dur fotbalul decât în Turcia? Da. Că noi avem impresia că în Turcia e... Incomparabil. Păi vreau să vă spun că după vizita medicală, pe care am făcut-o 3 zile în Franța, și 3 zile am stat numai în vizită medicală, am intrat pe mâna preparatorului fizic. La un moment dat m-a oprit și mi-a spus așa: Florin, tu te-ai antrenat până acum, ai fost în... Deci ai fost la nivel, nu știu, de echipă, păi ai niște parametri sub orice critică. Și am spus normal că vin de la Galatasaray, zic că am făcut așa. Nu ne place. Deci nu poți nimic din punct de vedere al anduranței, că aici era capacitatea aerobă. Eu nu aveam. Eu fiind un jucător de viteză, nu am reușit să-mi dezvolt foarte mult capacitatea aerobă, ca după aceea când treci în anaerob în sprinturi scurte, să pot să am mai multă eficiență. Și mi-au spus așa, 3 săptămâni, 2-3 săptămâni, mergi cu mine în pădure și ne antrenăm. Numai și numai aerob. Păi ce să vă spun, făceam câte 10-12 km într-un rind infernal, iar în momentul în care ei au văzut că am parametrii pe care ei și doreau, m-au băgat cu echipa la antrenament. Iar când am intrat pe echipa... Până atunci deci te-ai antrenat în pădure numai cu preparatorul fizic. Da, ca să ajung la nivel cu ceilalți. Și mi-a fost extrem de greu. Extrem de greu pentru că e un campionat unde predomină forța și viteza, alergarea. Asta e lucru fizic pe care eu l-am întâmpinat și de asta spun și de jucătorii noi români care sunt acum în campionate importante. Primul lucru pe care resimt, vă dau scris Ovidiu, este că nu fac față din punct de vedere fizic. În dueluri te sufoci. Pur și simplu este un alt ritm și de antrenament și de joc. Boală veche a fotbalului românesc. Da. Duelurile 1 la 1, băieții noștri nu câștigă niciodată. Exact. Și aici suferim. Da. Și perioada, hai să vorbim un pic și despre Litex. La Litex cât ai stat? La Litex am stat un an de zile, unde am câștigat campionatul în Bulgaria și o supercupă. Am plecat de la Dinamo. Dar am fost la Valenciennes înainte, 2006-2007, când Dinamo a luat ultimul titlu. Eu, în perioada în care Dinamo a luat titlul, eu am jucat în Franța, unde m-am simțit extraordinar. Exact atunci îmi revenisem și am jucat foarte multe meciuri pe o poziție nouă pentru mine, de mijlocaș drept. Antrenor fiind Antoine Comboare, care a fost și el antrenor. Comboare, da. Bun, de fapt, tu ai câștigat campionat cu Rapid, dar cu Dinamo nu. Nu. Am doar o supercupă cu Dinamo. Doar o supercupă, exact. Da. O supercupă și am jucat cupe europene cu Dinamo, meciul important. Bun, Everton. Și ai bătut pe Steaua cu Dinamo, ceea ce de aia de câteva ori. De câteva ori. Da. Cum era înainte de un derby cu Dinamo? Cu Steaua? Păi agitație foarte multă, dar... Presiune mare, presiune, nu? Dar mie mi-a plăcut astfel de presiune, astfel de meciuri. Veneau suporterii, câteva sute pe la Săftica sau la stadion. Toți acționarii, pentru că atunci erau acționari. Bine, foarte... era nebun, bănuiesc, înainte de meciul cu Steaua era disperare, nu? Păi da, nu știți că am venit atunci cu preotul. Ne-a adus și un preot la stadion. Înainte de derbiul acesta cu Steaua din 2008, de care spuneți dumneavoastră, cu mitraliera. Dar cum ți-a venit ideea? Că sărim iar de la unul la... A fost premeditat, cu o săptămână înainte. A, te-ai gândit că dacă... Da, dar era important să dau gol la poarta dinspre spitalul de urgență, pentru că știam că galeria Stelei stă în spate acolo. Era greu ca de la PCH, dacă dau gol să traversez, nu mai avea același fapt. Adică special ca să enervez galeria Stelei. Da, a fost un moment pentru mine, o trăire pe care cred eu că și suporterii Stelei ar dori să-l vadă acum, emulația aia, nebunia aia, dorința aia de a juca cu Dinamo, cu Rapid, echipe importante. Astea te țin și te motivează. Sigur că, dar asta e foarte important. Creează o emulație, o atmosferă. Pe nimeni. Da. Toată lumea, o săptămână, două înainte, numai despre Dinamo Steaua vorbea. Păi da, atunci, după Neovidiu, după meci, am primit telefoane de amenințări, mesaje, te prindem prin oraș, te facem, te de la Steliști. Bine, s-au simțit vexați de gestul ăla. Da, dar s-a trecut peste. Dar spune-mi, ai primit vreodată vreo ofertă de la Steaua? Da. Să joci? Da. Când?
În 2002 m-a sunat domnul Becali, era Victor Pițurca antrenor la Steaua și, din câte știu eu, a vrut să dea 2 milioane de dolari pe mine atunci. Da, a vorbit cu tine, adică ți-a spus? Da. Era cu Aliuță, țin minte, și Marian Aliuță i-a dat numărul de telefon lui Gigi Becali și m-a sunat. M-a întrebat dacă vreau, uite, vreau să dau atâția bani pe tine ca să știu dacă intru în discuție cu Copos. Și ce ai răspuns? Am refuzat. Ai refuzat? Da. Dar acum dacă ar fi? Păi nu știu, acum nu mai joc. Nu, dacă în calitate ar fi ca antrenor, da. E complicat acum. E greu să mă duc acolo. E foarte, foarte greu. Imposibil. Pentru că am jucat la două cluburi rivale, Rapid și Dinamo, și nu mă văd antrenând la FCSB. La FCSB. Sau FCSB, acum e și Steaua. Bine, nu da. Redeschidem discuția asta, că n-ajungem la nicio concluzie. Exact. Fiecare, cum să spun, trage spuza pe turta lui în această polemică. Bratone, după care ai avut accidentul când? În 2008? În 2008. Un accident care te-a ținut aproape un an. Un an. După un an. Ce ai avut concret? Păi am avut ligament încrucișat anterior, rupt total, am avut o reconstrucție a ligamentului și meniscul intern-extern. M-am operat în Belgia la doctorul Martens, dar din nefericire nu am mai putut să revin la nivelul tocmai, pe care adică n-a mai fost ca înainte, da, după aia. În condițiile în care, în momentul în care m-am accidentat, eram golgheterul României. Iar pentru mine, la vârsta de 28 de ani cât aveam atunci, a căzut ca un trăznet. A fost foarte... Dar am fost supărat, Neovidiu, am avut niște dezamăgiri atunci, pentru că, dacă țineți minte dumneavoastră, eu am pierdut, poate printre cele mai mari regrete ale mele, echipa națională a României. În 2008 am fost lăsat acasă de Victor Pițurca la campionatul european din 2008. Da. Am fost ultimul jucător, făcând toată pregătirea cu echipa națională, am fost lăsat acasă și am fost foarte dezamăgit, pentru că eram golgheterul României în momentul acela, mă simțeam foarte, foarte bine și nu am înțeles exact. Ți-a motivat în vreun fel? Mi-a motivat. M-a luat atunci, țin minte, în sala de mese de la Mogoșoaia și mi-a spus așa: Bratone, a trebuit să aleg între tine și Marica. Marica a jucat mai mult în preliminarii, tu ești mai în formă acum, dar asta este decizia mea. Asta a fost tot. Și a fost o dezamăgire imensă pentru mine, pentru că la cum juca de organizat Victor Pițurca atunci, juca foarte mult tranziție pozitivă, contraatac, cred că m-aș fi descurcat. Antrenor bun, Pițurca? Foarte bun. N-ai rămas așa cu... Ba, am rămas cu regretul că nu m-a luat. Nu, am vorbit după anumite... Nu. A fost foarte multe presiuni atunci ca să... să dau declarații împotriva dânsului. Nu am făcut-o pentru că... e decizia lui. Am respectat-o. Dar sigur, până la urmă antrenorii hotărăsc. Da, nu mi-a prins bine pentru că era... făcea parte din viața mea și era o realizare dacă ajungeam la campionatul european din 2008. Și cred eu că meritam. Bun, și după accident, practic, ce ai mai jucat? Mediaș și Bistrița, nu? Adică... Nu, după accident m-am dus în Bulgaria. Da, la Litex am... După aia am venit Mediaș. Mediaș și ultima Bistrița. Bistrița, da, în care într-o dimineață m-am trezit... fel de cântecul lebede. Da, m-am trezit într-o dimineață și am zis: domne, nu mai pot continua, pentru că 6-7 luni nu luasem niciun ban, încă era... Jean Pădureanu acolo, dar era o situație complicată, apăsătoare și am vrut să reziliez contractul pentru a lăsa loc jucătorilor mai tineri. Practic ai reziliat din motive materiale, nu? Nu, din motive nu materiale, din motive că eu nu mă mai simțeam bine. A, din punct deci de vedere nici medical. Mai, nici nu mai puteai. Medical, da. Mă durea tendonul ahilian, da. Pentru că eu nu, genunchiul meu nu mai funcționa bine, nu aveam nici flexie, nici extensie foarte bună. E, în momentul acela, necălcând, nepășind bine pe pământ, vă dați seama că mi-a afectat și alte lucruri, în speță tendonul ahilian.
Practic, tu te-ai retras la 30 de ani. La... Cam așa. Da, adică cam un pic așa. După 30 da. De ani, destul de repede. Dacă mă întrebați pe mine exact, m-am retras la 28. Da, practic, pentru că nu am mai, eu am mai încercat, dar nu a mai funcționat să mai joc după aceea. Lumea știa despre mine, bratul este jucător de viteză, de forță, exact. Tu erai dinamic, un sprinter, nu mai puteai. Iar după accidentarea asta mi-au dispărut lucrurile acestea și practic am dispărut eu. Și tot ce voiam să adică fac... Nu, nu mai erai da, tu. Da, nu mai eram și am spus, bă, mai bine ca oamenii să rămână cu momentele frumoase, alea care au fost despre Florin Bratu, decât acum când mă bag la joc și nu sunt eu și lumea mă judecă tot timpul după ceea ce sunt în momentul de față. Ei neștiind că eu am în continuare probleme și că sufăr. Da, la un moment dat, din ce mi-aduc eu aminte, a fost un fel de puci, o fel de mică răscoală la Dinamo și tu ai fost unul din liderii ei. Cum a fost aia, incidentul? A, dar n-am fost unul din liderii ei. Am mai povestit, o mai spun o dată, problema aceea cu Florin Prunea. Exact. Da, a fost în 2010, dacă nu mă înșel. Da, cam așa, 2009, în fine. După un meci semifinală de cupă la Cluj, în care am pierdut 1-0, noi după meci, la 3 zile de fapt, trebuia să jucăm la Bistrița în campionat și rămâneam la Cluj. Ne-am dus la hotel și trebuia să servim masa. Era 11-12 noaptea, pentru că a fost meciul târziu. E, și după ce am servit masa, m-am mai stat fiecare, ni s-a oferit un par de vin, o bere, ce a vrut fiecare. Dar lipsea un jucător atunci. Acela era Usman Ndoye. Da. Jucătorul de Senegal. Da. E, și cât am stat noi o oră, la un moment dat a venit Florin Prunea și a spus momentul ăsta trebuie să mergeți în camere. Noi având antrenor. Era Cornel Țălnar, antrenor. Noi Prunea uitat, ce era? Era director sportiv, nu știu ce conducere era. Conducere, conducere, da. E, și în momentul acela, băieții, ne-am uitat unii la alții, dar cu ce deranjăm că mai stăm și noi 5-10 minute? Zicea, ei au spus, eu nici n-am jucat în meciul ăla. Eram după accidentare, încă nu-mi revenisem bine, am fost rezervă. Bine, hai să mergem sus, ei au spus. Am mers sus, la un moment dat ei erau supărați, mărâiți. Bă, dar de ce ne trimite pe noi sus? Atenție, eu nu spuneam nimic. De ce ne trimite pe noi sus? Când băiatul ăsta e plecat în oraș. Noi stăm la hotel, el e plecat, n-a servit masa cu noi, n-a stat cu noi, suntem supărați, noi trebuie să strângem rândurile. Doi altă figură, ceva așa de... Da, noi trebuie să strângem rândurile, că avem un meci important la Bistrița, el nu e, pe noi ne trimite în cameră. Și băieții au coborât, toți așa, tot grupul a coborât în recepție. Ca să îl întrebe pe Florin Prunea de Ndoye. Și l-a întrebat și el a răspuns că el l-a lăsat în oraș, că se întâlnește cu un văr de-al lui, nu știam care veri, pe la... Din Senegal, la Cluj. Și de aici a plecat o discuție în contradictoriu cu colegii mei. După care eu, stând pe o canapea în recepție, am spus, bă, Florine, dar de ce vorbești așa? Că vorbești agresiv, și a zis, bă, tu să tași din gură că te dau afară pe tine. Păi zic, de ce să mă dai afară? Zic, ce-am făcut? Păi te dau afară că ce vorbești tu, că tu nu joci, că nu știu ce. Și în momentul ăla m-a luat capul, știi? Și eram și după accidentul acela și ne-am dus toți spre el să-i cerem socoteală. E, și de aici am plecat o întreagă discuție în contradictoriu și s-a renunțat la mine, că a spus că am fost obraznic, da, și că i-am răspuns, a sunat la Borcea, a sunat la Bade atunci, a sunat la foarte mulți oameni că dacă nu se ia o decizie cu noi, cei care am fost atunci obraznici, el pleacă acasă. Și s-a luat decizia să renunțe la mine în prima fază și să plec dimineață, pentru că am îndrăznit să îi vorbesc, să-l contrazic. Iar după aceea, un semn de solidaritate pentru mine, pentru că jucătorii au văzut că am dreptate, ei au spus că nu mai pleacă la Bistrița pentru acel meci și că vin la București după mine.
pentru că nu trebuia să plec acasă. Asta a fost tot. Eu am plecat cu avionul, ei, jucătorii, nu știu, 8 sau 10 jucători au închiriat un microbuz și au venit de la Cluj, la București, până la Săftica cu microbuz. Da. Acesta a fost. Bun. Îți mulțumesc mult, am ajuns la final, aș mai fi vrut să discutăm una alta, dar... Mai avea multe. Urmează partea a doua. Ne presează timpul, da. Data viitoare, doamnelor și domnilor, a fost Florin Bratu, invitatul din această seară. Îi mulțumesc lui, vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați uitat. Ne revedem săptămâna viitoare. Vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. Joacă și simte magia super fotbalului. Super Bowl.